Erau comisioane mari? Ce faci dacă erați mai convingători? Suspecții au fost duși astăzi la sediul DIICOT Ploiești, unde au declarat cum își desfășurau activitatea. Încă din 2015, aceștia au început afacerea în care au reușit să-l păcălească pe reprezentantul unei edituri din București. Cu ajutorul unor ștampile false și a unui scenariu bine pus la punct, prahovenii au reușit să încaseze comisioane fabuloase de la bărbatul din capitală. La finele anului 2015, liderul grupului infracțional organizat ar fi indus în eroare reprezentantul legal al unei societăți comerciale care are ca obiect de activitate vânzarea de fond de carte, creând falsa impresie că poate influența factori de decizie din cadrul unor instituții publice sau alte societăți comerciale în vederea achiziționării de cărți. Ceilalți membri ai grupării, în realitate rude sau apropiați ai liderului acesteia, ar fi fost prezentați ca fiind reprezentanții ai persoanelor juridice care ar fi urmat să beneficieze de încheierea unor contracte de cumpărare de fond de carte. Pentru a-și atinge scopul, unii dintre suspecți s-au dat drept reprezentanții Inspectoratului Școlar Prahova și ai Școlii de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina. Conducerea editurii a așteptat ca instituțiile să-și plătească datoriile, după care a început să dea telefoane. Așa s-a descoperit că Inspectoratul Școlar Prahova avea, cel puțin în actele editurii, o datorie de 200.000 de lei, iar Școala de Poliție una de 3,5 milioane de lei. În momentul în care am solicitat lămuriri de la respectiva societate comercială, pare și clar că e vorba de o persoană care și-a asumat o identitate falsă și a folosit ștampile false și așa mai departe. Deci clar, respectiva tranzacție n-avea nicio legătură cu inspectoratul școlar. Noi, ca instituție publică, suntem obligați ca orice achiziție să o desfășurăm prin intermediul sistemului electronic SEAP. Ieri dimineață, polițiștii de la crima organizată și procurorii DIICOT Ploiești au făcut 5 percheziții la persoane bănuite de înșelăciune și constituirea de grup infracțional organizat. La adresele vizate, polițiștii au găsit arme și muniție, dar și sume de bani despre care se crede că ar fi fost obținuți din înșelătorie. Prejudiciul cauzat editurii din București este de peste 5 milioane de lei. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. 2 persoane au fost reținute, iar alte 3 au primit control judiciar pentru 60 de zile.